Inaugurată pe 13 septembrie 2010, cu prilejul deschiderii anului școlar, școala numărul 1 din comuna Ardeoan este unul dintre cele mai moderne imobile educaționale din mediul rural. Deși dată în funcțiune, construcția nu a fost plătită nici până astăzi, motiv pentru care societatea care s-a ocupat de lucrări a acționat în instanță primăria Ardeoan. Judecătorii au dat dreptate firmei, obligând primăria la plata a peste 2,8 milioane de roni. Victor Diaconu, edilul comunei, susține că a înștiințat atât inspectoratul școlar, cât și Consiliul Județean, respectiv Prefectura Bacău. Primarul a spus că datoriile totale către constructor se cifrează la 5,3 milioane de ron. Școala din Ardeoan a fost complet modernizată printr-un proiect investițional susținut de guvern în 2010. Contractul de reabilitare a fost adjudecat în ianuarie de către societatea Conex Trust, care a finalizat lucrările în 10 luni. Valoarea acestuia se cifra la peste 5,7 milioane de ron. Imobilul educațional a fost inaugurat pe 13 septembrie 2010, chiar la deschiderea anului școlar. Primăria Ardeoan a uitat însă să plătească lucrările, astfel încât reprezentanții constructorului au dat în judecată instituția administrativă solicitând jumătate din suma prevăzută în contract. În dosarul aflat pe rolul Tribunalului Bacău, judecătorii au dat dreptate constructorului, obligând primăria Ardeoan la plata a 2,87 milioane de ron. Primarul Victor Diaconu susține că instituția nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi datoriile către constructor. Diaconu a declarat pentru Cotidianul Deșteptarea că a anunțat Inspectoratul Școlar Județean Bacău, dar și Consiliul Județean, respectiv Prefectura, de situația creată. Școala s-a finalizat în 13 septembrie. Am achitat până la această oră undeva la 20% din contravaloarea lucrărilor. În ceea ce mă privește, am făcut notă de fundamentare la Inspectoratul Școlar și la Ministerul Educației. Am înștiințat Consiliul Județean, Prefectura și să sperăm că în anul acesta 2011 să găsim soluții să achităm contravaloarea școlii. Cât mai aveți de achitat în acest moment? 53 de miliarde vechi. Prefectul Bacăului, Constantin Scribăț, a declarat că plata datoriilor acumulate de primăria Ardeoan nu poate fi făcută decât eșalonat, dar că o primă tranșă trebuie urgent achitată către constructor. Sunt totuși peste 50 de miliarde datorii, trebuie să vedem cine a angajat un astfel de contract dacă acești bani nu existau. Suma e mare și eu vă dau o eșalonare a plăților urmată de plata rapidă a primei tranșe. Dacă s-ar ajunge să se blocheze conturile primăriei, ar trebui să așteptăm 5-6 ani la ce rulaje sunt acum în bugetele publice, a declarat Constantin Scribăț, prefect de Bacău. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Bacău susțin că școala numărul 1 Ardeoan este un model printre școlile din mediul rural. Florin Lazăr, șeful instituției, a declarat că școala e foarte bine construită și că ea va constitui un model promovat de inspectorat în mediul rural. Școala e foarte bine construită. Pe baza construcției de la Ardeoan, vreau să fac un model de cum trebuie să arate o școală din mediul rural. Vom face o propunere către guvern când se va discuta despre arieratele pentru a plăti o parte din datorii. Cu adevărat s-a făcut ceva acolo și e o bună construcție, a declarat Florin Lazăr, inspector școlar general. Modernizarea școlii numărul 1 Ardeoan a costat în total aproximativ 65 de miliarde de lei vechi. Contractul inițial era de 57 de miliarde de lei vechi. Diaconu a dezvăluit că primăria a reușit să acopere doar 15% din valoarea lucrării, plătind societății 12 miliarde de lei vechi. Pentru cele 53 de miliarde rămase de plată, edilul ridică din umeri și așteaptă ajutor de la guvern sau de la mai mari județului.